Imaginea a apărut în spațiul public cu Maria Ciobanu, după ce s-a zvonit că are probleme grave de sănătate. Interpretat de muzică populară, în vârstă de 86 de ani, și-a făcut o schimbare care parcă a întinerit-o fără doar și poate, Maria Ciobanu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate interprete de folclor de la noi din țară, iar încă de la primele sale apariții pe scenă, aceasta a reușit să cucerească publicul prin prisma talentului său, dar și a carismei. Cu toate acestea, însă, ajunsă la vârsta de 86 de ani, Maria Ciobanu s-a retras de pe marile scene și a ales să trăiască în America, alături de soțul ei și de fica sa, Camelia. Ei bine, aflată peste ocean, despre interpretat de folclor s-au spus vrute și nevrute inclusiv că aceasta s-ar confrunta cu grave probleme de sănătate. Cântăreața nu a putut contrazice zvonurile care au pornit chiar de la apropiția acesteia, așa că mulți dintre fanii ei au crezut că Maria Ciobanu se luptă cu problemele de sănătate. Maria Ciobanu este bolnavă și în ultimul an starea sa de sănătate s-a agravat, spre disperarea celor din familie. Are stări acute de oboseală, dureri de cap și nu prea poate să mai stea în picioare mai mult de 20 de minute. În plus, are probleme cu inima. Ceea ce duce uneori la o respirație groaie și palpitații. De aceea, familia a preferat să o trimită în America, la fica sa și la doctorul de la Los Angeles, care o tratează. În momentul în care a văzut-o, medicul i-a administrat rapid un tratament. I-a făcut analizelele și i-a explicat că nu mai are voie să facă, spunea un apropiat al artistei, în urmă cu ceva timp.